Blaze este un border collie de aproape 2 ani care i-a dat mari bătăi de cap stăpânei sale. Deși acum pare foarte liniștit și cooperant, în urmă cu un an și jumătate era mai degrabă o fiară. Blaze este un câine, da, e un câine foarte deștept. E considerată această rasă din care îl face parte cea mai bună rasă pentru lucru, pentru dresaj din lume. Însă Blaze, când a venit împreună cu stăpâna lui la mine, era un câine agresiv la oameni. Ataca oameni, nu conta. Se lansa către ei și era gata să muște. Stătea în lesă și sărea în stânga, sărea în dreapta, oricine trecea, el vrea să muște, să tace. A trebuit reabilitat. Deci, în primul rând, am făcut reabilitarea cu acest câine, ca după aceea să pot să-l învăț pe calitățile lui native, câinele scăpat de problemele pe care le avea. Și după aceea a început să se exprime exact ca un border collie. În doar 2 luni a devenit un cățel vesel, jucăuș, foarte ascultător și atent la cerințele stăpânei. Numai bun de arătat lumii întregi. În general, pentru film și reclame, trebuie învățat anumite exerciții care, mă, normal, în viața de zi cu zi nu le folosești. De exemplu, imaginează-ți că trebuie să deschidă capacul de la toaletă și să tragă. Lucrurile astea nu o să le folosești în viața de zi cu zi. Însă, chestiunea asta în film dă foarte bine dacă scenariul e bine picluit. Regizorii de reclame și filme caută de obicei câini obișnuiți cu oamenii, foarte sociabili, care să nu reacționeze agresiv la zgomote sau la lumini puternice. Pentru asta însă este nevoie de un timp mai îndelungat de pregătire.